Luca, în capitolul 8, de la versetul 26, cuvântul spune așa, a venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Isus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare, Ce am eu de a face cu tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te rog să nu mă chinui. Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat, cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin, de dracul prin pustiuri. Iisus l-a întrebat, cum îți este numele? Legiunea a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și draci au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Draci au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a anecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmpla, au fugit și au dat de veste încetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Isus, îmbrăcat și în toate mințile și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat și stăpânit de draci. Donorodul din Ținutul Gergesenilor a rugat pe Isus să plece de la ei, pentru că i-a apucase o mare frică. Isus a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiser, ieșiseră dracii, îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Dar Isus l-a trimis acasă și a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce făcuse Isus. Amin. Puteți să vă reașezați. În seara aceasta, cu lui Dumnezeu, ne vom uita la o minune și am ales un pasaj care să scoată în evidență cu adevărat o minune. De fapt, tot ce a făcut Domnul Isus Hristos, toate lucrările sale, sunt cu adevărat minuni, dar vedeți atunci când vedem pe cineva poate care a fost bolnav într-un fel și s-a ridicat, ne bucurăm, ne uităm cu uimire, dar când auzim un pasaj ca și acesta în care vedem pe cineva posedat, vedem pe cineva care asupra căruia s-a abătut o legiune de demoni și totuși în toată atmosfera aceasta, Iisus Hristos poate, are toată stăpânirea în cer și pe pământ și poate să lucreze într-un mod deosebit. Cred că asta ne dă liniște și ne dă calm și ne dă siguranță și bucurie să știm că avem un Dumnezeu mare și sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos care se duce pe teritoriul celui rău. Eu am mai spus și altă dată și dumneavoastră puteți să urmăriți în Scriptură, în ținutul Gadar, în Gadara, Iisus a fost o singură dată. A făcut o minune. Oamenii de acolo, de spune Scriptura, că s-au speriat și au spus, du-te, du-te de la noi. Și Domnul s-a dus. Nu s-a mai întors niciodată Domnul Iisus în Gadara. Niciodată nu mai găsim că Domnul s-ar mai fi întors în ținutul Gadara, în gadarenilor. Dar minunea făcută cu acest om, cred că vindecarea lui, eliberarea lui, Omul acesta a reușit prin ceea ce a făcut Domnul în viața lui să fie exponentul Domnului Isus Hristos, exponentul lui Dumnezeu în acel ținut. Nu știu cât l-au ascultat oamenii, nu știu cât au primit de la el. Știți că noi avem anumite prejudecăți și foarte greu când cineva a fost cumva, foarte greu mai putem să l-acceptăm ca fiind altfel. Întotdeauna rămâne cumva eticheta aceea pusă pe el. Cine? Bețivanul. Cine? Nu știu cum. Rămâne eticheta aceea pusă pe el, chiar dacă el s-a schimbat, chiar dacă viața lui e una renuită. Totuși, noi, ca oameni, de multe ori punem etichetele acestea pe, pe, pe anumiți oameni și cumva nu putem să ni scoatem din mintea noastră, deși Domnul i-a eliberat, Domnul i-a schimbat și așa mai departe. În pasajul nostru, vedem un om care, eu cred, prin credință, așa cred că Dumnezeu a lucrat cu el. A fost o mărturie vie pentru oamenii de acolo. Toți l-au văzut cum era el. Și acum îl văd schimbat. Uitați-vă, când ei vin și se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, ne spune Scriptura că îl găsesc acolo, stând calm, jos, lângă Domnul, în toate facultățile mentale. Cu siguranță toți l-au văzut cum era altă altădată, atunci când îl prindeau, spune, și legau. Și el avea o putere extraordinară, rupea toate lanțurile acelea, fugea în pustiu, trăia în morminte și așa mai departe. Acum îl văd schimbat. Cred că el a fost o mărturie pentru oamenii de acolo. Și vreau să cred că au fost și alți oameni care au găsit mântuirea, l-au găsit pe Dumnezeu, l-au găsit pe Iisus Hristos prin acest om. Totuși, în seara aceasta, dacă ne uităm înspre această minune, acest miracol deosebit, dăm slavă Domnului pentru cele întâmplate, vreau totuși să ne uităm puțin în, în lumea aceasta spirituală. Și să observăm câteva detalii vorbind de lumea spirituală. Noi vrem să vedem minuni, dar ca să vedem minuni, trebuie să știm cum să le privim, din ce perspectivă să le privim, ca să ne dăm seama dacă acea minune este veritabilă, este venită de la Dumnezeu sau este un lucru pe care diavolul poate să-l facă, să imite, doar ca să ne ducă în eroare, să ne ducă, așa, pe un, pe un teritoriu minat, să spun. Trebuie să recunoaștem că nu avem foarte multe informații. Când vine vorba de duhurile necurate. Acum, eu nu vreau să vă sperii, știu că și eu când citesc pasaje de genul acesta, și și astăzi când l-am citit, parcă îmi vine anumite sintagme, anumite propoziții să le scot, din să nu le... Noi am și trăit așa într-o cultură din aceasta în care, și bine că e așa, nici măcar nu vrem să auzim cuvintele astea, nici nu vrem să le rostim, nu vrem să. Folosim cuvintele astea, pentru că știm ce înseamnă puterea cuvintelor și știm ce, ce înseamnă uh, când uh, folosești anumiți termeni și așa mai departe. Adevărat, cerem întotdeauna sângele Domnului, protecția Domnului, binecuvântarea Domnului, pentru că aici nu e o joacă, aici nu avem de-a face cu uh, ne tragem de cireturi cu nu știu cine, de nu știu cum. E o adevărată luptă despre care am citit la momentul de rugăciune. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică nu ne luptăm unii împotriva altora, ci sunt stăpâniri, dregătorii, sunt duhuri necurate, sunt demoni și așa mai departe, care se luptă, se războiesc cu noi. Noi stăm liniștiți și stăm bucuroși. De ce? Pentru că știm că cineva luptă cu noi. Cineva și-a pus sângele peste noi și peste viețile noastre și suntem protejați de el și suntem binecuvântați de el. De asta, cumva, stăm liniștiți. Dar asta nu înseamnă că dacă Domnul a făcut lucrarea aceasta minunată vis-a-vis -vis de noi, nu înseamnă și vom vedea pe parcurs. Nu înseamnă că a, acum, gata, toate sunt rezolvate, stăm liniștiți. Diavolul ne va continua să ne atace, va continua să ne ispitească, va continua să negocieze cu noi, va continua să caute metode și uh, ocazii să ne ducă. Înspre rău. Deci, nu avem foarte multe informații când vine vorba de uh, duhurile necurate. Biblia nu vorbește foarte mult și dacă Biblia, dacă Biblia n-ar fi vorbit, probabil n-am fi știut mare lucru sau am fi știut foarte puțin. Dar Biblia vorbește, face câteva lămuriri și, mai mult, Biblia, dacă vă uitați în scriptură, face referiri la felul în care sau ne învață cum să ne luptăm noi sau cum să ne apărăm noi. Nu neapărat Biblia și-a propus. Cuvântul lui Dumnezeu nu și propune neapărat să împartă. Acum, părinții bisericești și sunt cărți de specialitate, în special prin secolul IV, oamenii au început să studieze partea asta de demonologie, angelologie, să scoată, să găsească termeni, împărțiri, dregătorii, ierarhii și așa mai departe. Puteți să citiți, sunt în literatura de specialitate, găsiți multe uh, referate, să spun așa, cu... Uh, tematica asta, nu știu cât ne ajută. Dacă știm ce spune scriptura, cred că e suficient, dar e adevărat că trebuie să fim cu mare precauție, pentru că aici, spun încă o dată, nu este, nu este o joacă. Nu avem multe informații, avem câteva și ne uităm chiar din Grădina Edenului, unde îl vedem pe diavolul care uh, se duce la primii oameni negociază, dacă îmi permiteți termenul acesta, negociază cu ei, îi ispitește și de atunci lucrarea lui milenară, dacă vreți, experiența lui de a negocia, se duce prin tot Vechiul și Noul Testament până în Apocalipsa 20 cu 10, când ne spune Scriptura că diavolul, moartea, vor fi aruncați în iazul cu foc. Până atunci avem de-a face cu un război, cu un vrășmaș, cu duhuri necurate, care sunt slujitoare, slujitorii celui rău, el este uh, cel care guvernează, conduce, și duhurile acestea, slujitoare, sunt pe lângă el și fac lucrarea aceasta de uh, combaterea cuvântului, de tragerea credinciosului înspre rău, înspre păcat și așa mai departe. Biblia ne spune că duhurile rele nu sunt atotputernice și asta trebuie să ne încurajeze, nu sunt atot puternice nu pot să facă nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Eu nu vreau să intru foarte multe detalii, dumneavoastră puteți acasă să observați și să citiți, dar să știm măcar lucrul acesta. E diavolul, sunt duhurile slujitoare pe care diavolul le folosește în revoltă aceasta împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor, dar totuși Dumnezeu este Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, Dumnezeu este Cel care deține controlul, dar pentru un timp, ne spune Scriptura, că l-a lăsat pe diavolul și pe duhurile lui slujitoare să se folosească. i trântit din cer pe pământ, guvernează pământul acesta, conduc pământul acesta și observăm foarte bine ce se întâmplă pe pământ. Dar totuși, ele nu sunt atot puternice, nu sunt atot știutoare. Cer acordul lui Dumnezeu. Vedeți exemplele din cartea lui Iov, unde nu pot să facă nimic fără acordul lui Dumnezeu. Când vine Domnul Iisus Hristos pe pământ, când Domnul Iisus Hristos ajunge pe pământ, duhurile necurate îl recunosc e o adevărată forfotă în ceea ce se întâmplă în perioada respectivă. De asta poate mulți vă întrebați, chiar și în perioada asta când citeam Biblia, vă spuneam că cineva m-a întrebat, dar băi, peste tot, zice, deci, parcă niciodată n-am văzut atâtea draci acolo, dragi dincolo, duhuri dincolo, duhuri dincolo. Zice, deci, dar cum? De ce? de ce așa și peste tot? Pentru că vă dați seama în perioada când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, iadul s-a turburat, a fost o adevărată forfotă, poate una, o, o perioadă cu cea mai mare forfotă din istoria României, când cohoartele de draci și de duri s-au războit împotriva lui Dumnezeu. Dur îl recunosc, se tem de Domnul Iisus Hristos, uitați-vă, pasajul nostru, se roagă, ascultă de Domnul Iisus Hristos, se roagă Domnul Iisus Hristos, îi recunosc autoritatea și chiar ne spune cuvântul aici, chiar îi se supun, în textul din pasajul nostru, din Evanghelia după Luca, puteți să uitați și în celelalte, în Evanghelia după Marcu, veți vedea că Domnul Iisus Hristos se ajunge în zona Galilei și din, de pe mare, cum coboară din corabie de pe mare, ținutul din față, e ținutul Ghergesenilor sau Gadara, și acolo spune că îl întâmpină un om care este îndrăcit, ne dăm seama că zona aceea, locul acel, este un, un tărâm acelui rău, un, un pământ acelui rău. Îl întâmpin în omul acesta și ne spune Scriptura, când îl vede pe Domnul Iisus Hristos, uitați-vă în pasaj, zice, scoate un strigăt ascuțit, cade înaintea lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, și roagă, spune, nu mă chinui, face câteva lucruri, cade, scoate strigătul acela, țipătul acela, pentru duhurile necurate, deducem de aici din pasajul nostru că e un chin pentru ele să nu aibă un loc, un corp unde să stea. Acum, eu nu mi-am propus să vorbesc foarte mult despre asta, dar, vedeți, Scriptura face diferență între draci, între demoni, demonii care stăpânesc, probabil în pasajul nostru vorbim de demoni care stăpânesc, dar și draci influențează și avem îngeri ținuți în închisoare, închiși, în închisoare, îl avem pe diavolul. În pasajul nostru vorbim de demon care nu-și găsesc liniște decât în, în corpuri umane. Asta deducem din Sfânta Scriptură. În corpuri umane caută și spune, că zice el te rog să nu mă chinui, zice să nu ne scoți dintr-un corp. Să nu ne scoți din corp, să ne lași aici că aici, nouă ne, aici noi ne găsim confortul, aici noi ne simțim bine, aici e locul unde noi ne simțim confort, liniște, odihnă, puneți dumneavoastră ghilimele, că nu înțeleg cum e odihnă asta lor, dar uitați-vă că ei totdeauna caută corpuri, corpuri umane. Și dacă nu găsesc corpuri umane, din pasajul nostru deducem că ele se mulțumesc și cu corpuri de animale. Se mulțumesc și cu corpuri de animale, doar să nu ajungă, să nu ajungă în adânc, pentru că acolo sunt închise pentru totdeauna. Domnul Iisus Hristos vede chinul acestui om, vede uh, felul în care arăta omul din, din întâmplarea noastră și Domnul vrea să-i facă un bine și poruncește duhurilor de acolo să iasă afară și să să le libereze pe omul acesta. Duhurile îl cunosc, uitați-vă în pasaj spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Isus. nu-i niciun dubiu. Oamenii nu recunosc de fiecare dată, dar uitați-vă, duhurile recunosc și știu cine este și uh, Domnul face minunea aceasta, scoate Legiunea asta, pentru că uitați-vă în pasaj Domnul la un moment dat comunică cu duhurile necurate și îi întreabă, îi întreabă Cât? cum e numele vostru. Și ei spun, numele nostru este legiune. Acum, o legiune romană, spre exemplu, avea undeva la 5-6 mii de soldați. Poate nu erau 5-6 mii de soldați în omul acesta. Mă gândesc eu, eu zic așa, nu, zic eu, poate nu erau cimi. Dar probabil erau vreo 2000, nu? Dacă uitați în Marcu, capitolul 5 spune că erau vreo 2000 de porci. Și duhurile au intrat în porci aia și porcii s-au aruncat în mare pentru că nu au rezistat prezența duhurilor porcii, nu au putut suporta prezența celor demoni și s-au aruncat în mare. Probabil vreo 2000 de duhuri au fost, de demoni au fost în omul acesta. Și dacă doar în omul acesta au fost, gândiți-vă ce a fost în toată zona aceea. Ne putem imagina ce a fost în toată zona aceea. Interesant, n-a intrat în porcari, au intrat exact în, în porci, n-au intrat alți oameni de acolo, dar ne putem da seama după reacția oamenilor și după ce am văzut acolo, că probabil și alți oameni erau influențați de cel rău. Și omul fără de Dumnezeu este influențat de cel rău, este condus de cel rău. Chiar posedat de multe ori. Nu trebuie să se manifeste în forma asta, Aici vorbim de legiuni, de mii de demoni, dar uneori pot, pot să fie mai puțin. și omul nu se manifestă atât de agresiv cum găsim în pasajul nostru în povestea noastră. Acum, eu am făcut câteva referiri un pic, așa, în ansamblu, să înțelegem, dar vreau să ne uităm la câteva lucruri aplicative când vine vorba de minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața acestui om. Și minunea o putem observa și vă spuneam mai devreme când noi vrem să vedem cum să ne apărăm, cum să, să fim să ne protejăm, cum putem să facem să nu cădem în capcana celui rău. Că nu putem să spunem, a, prostii, uitați-vă de multe ori, observ, um, sunt mulți vorbitori, predicatori care duc lucrurile într-o formă așa cesaționistă, agresivă și îi spun, a, nu-i nimic, asta ori fost înainte, acum nu-i mai nimic, acum nu să crezi cuvântul, nu se mai că nimeni, nu-i mai niciun duc, nu-i mai nimic, a... noi uh, mergem înainte și toate sunt bune și frumoase. Lucrurile nu sunt nu stau așa. Uitați-vă că pentru fiecare generație și pentru fiecare uh, categorie de oameni, diavolul a acționat într-un anume fel, într-un anume mod și el își schimbă tactica. Folosește tactici care se potrivesc pentru 2024. Nu va mai folosi tactici care s-au potrivit pentru secolul primar și mai departe. Haideți să uităm la câteva lucruri și uh, în primul rând ce trebuie să știm despre duhurile necurate. Câteva lucruri pe care vreau să le nuanțez când vine vorba de duhurile necurate, ca să observăm minunia. Trebuie să vedem câteva lucruri generale și apoi să putem și să mergem la partea aplicativă, să vedem minunia pe care Dumnezeu a făcut-o aplicată în viața noastră. Câteva lucruri, uitați-vă când vine vorba de duhurile necurate. Ne spune Scriptura și chiar Efesien, ce am citit 6 cu 12, că sunt foarte multe duhuri și sunt organizate. De asta de multe ori noi zicem, dacă chiar diavolul e organizat, diavolul e organizat, ne dă exemple în organizarea lui, da? Păi cum n-ar trebui să fim noi organizați? Noi copiii lui Dumnezeu. Cum n-ar trebui să fim noi disciplinați? Cum n-ar trebui să fim noi oamenii aceia ascultători, care sunt învegheatori și foarte atenți în toate detaliile? De multe ori noi tratăm așa lucrurile general, dar nu e adevărat. E o mare pericol pentru fiecare dintre noi dacă tratăm general și așa cu dezinteres. Foarte multe și organizate. FSN 6 cu 12. Vă spuneam, probabil în omul acesta au fost vreo 2000. Iar fac niște presupuneri. Am zis 2000 de porci, probabil 2000 de duhuri. Nu știu, dar au zis o legiune. O legiune înseamnă, vă spuneam, 5-6000 de soldați. Deci probabil cu miile. Foarte bine organizate, spuneau, răspândite pe tot pământul. Și ce mai observăm din Scriptură? Dure acestea specializate, fiecare pe anumite domenii. Sunt duhuri specializate pe păcate diferite. De asta, când vin, spune că vin mai multe și fiecare vine, fiecare duc cu specialitatea lui. Poate, nu știu, un duc de lăcomie, un duc de răutate, un duc de curvie, un lac... și fiecare e cu specialitatea lui. Specializat, spuneam așa. Sunt duhuri despre care spunea Domnul Isus Hristos, Matei 17 cu 21, care nu pot așa. Cu una, cu două. Poruncim. Uitați-vă că de multe ori vedem... De la... Poruncim, proclamăm și așa mai departe. Nu e chiar așa simplu. Ar fi bine să fie așa simplu. Proclamăm și poruncim, dar nu e chiar așa simplu. Și spune că sunt duri pe care, care pot fi scoase doar cu post, cu rugăciune. Durile vreau să vă spun că nu recunosc autoritatea oric oricărui om. Nu recunosc oric autoritatea oricărui om. Fapte, 19 fii preotului Șeva, da? S-au dus și ei, au vrut să facă și ei ca Pavel, ca apostolii. Și Dumnezeu i zis, băi, stai pe cine sunteți voi? Și spune că pe doi dintre ei, dacă vă uitați acolo în fapte, spune că e o chinuit, e o dezbrăcat, e o bătut și au plecat acasă rușinați. Nu recunosc autoritatea oricui. Nu e așa simplu, oricine proclamă, oricine pune duhurile pe fugă. Nu e așa simplu. Nu credeți tot ce vedeți pe la televizor sau prin social media și așa mai departe. Atâția care atât de simplu, banal, tot proclamăm, noi putem face. Pentru că e o luptă. Diavolul va zice, ok, accept, facem asta și când coloc, într-o capcană și mai mare. Nu-i nu simplă lumea asta a duhurilor. Adevărat, Dumnezeu ne-a dat autoritate, dar haideți să o, să o păstrăm în limitele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Haideți să o acceptăm așa cum Dumnezeu ne învață să o acceptăm. Spuneam, multe uh, organizate, trec mai departe. Duhurile acestea preferă să stea într-un trup omenesc. În pasajul nostru și în alte pasaje găsim ceea ce vă spuneam, preferă să rămână, să stea într-un om, să locuiască într-un om și dacă nu găsesc un trup de om, se mulțumesc și cu trup de ani, trupuri de animale, dar haideți să ne uităm, uitați, vreau să vă citesc în Luca 11, de exemplu, o să citesc de la versetul 24, spune... Duhul necurat și din om. Duhul necurat când e și, iese afară dintr-un om, umbră prin locuri fără apă și fără odihnă, îl caută o dignă la un, om, stând în om, fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea. De unde am ieșit? Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Omul eliberat, omul liber. Atunci se duce, mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului acela ajunge mai rea decât cea din tâi. De ce? Pentru că omul ce face? Face greșeala pe care o fac mulți. Domnul le liberează, îl salvează și el se culcă pe urechea uh, confortului și a liniștii. Na, nu trebuie să fac eu. Merg miercurea, lasă ducă frații miercurea. Joia, lasă ducă aia care îmi zicea cineva, ă, aia care n-au de lucru. Toți avem de lucru, toți suntem ocupați. Dumnezeu să vă binecuvânteze că ați venit. Toți avem de lucru. Dar dacă nu ți faci timp să ai grijă de casa ta curată și împodobită, vine diavolul, spune, mai aduce pe alții și va pune stăpânirea. Și ne mirăm că starea de pe urmă spune că e mai rea ca cea dinainte. De ce te miri? De ce te mai miri dacă Domnul te-a avertizat? Preferă, spuneam, trupurile omenesc, le place, nu le place să stea singuri, preferă oamenii, preferă posedarea. Apoi, un alt lucru pe care îl arată cuvântul lui Dumnezeu când vine vorba de duhuri, îi pot influența sau chiar stăpâni pe oameni. Și aici vreau să spun, când mai mult am vrut să subliniez ideea de a influența. Că noi zicem, a, pe noi nu ne poate influența, noi suntem mântuiți, ba, ne poate influența și pe noi. Și o să vă dau câteva exemple de oameni mântuiți care pot fi influențați de ce rău. Uitați-vă la Iacov și Ioan. Iacov și Ioan, la un moment dat, se supără atunci când sunt respinși și zic lui Isus, Doamne, știi ce? să poruncim să vină foc din cer. Și uitați-vă ce spune Domnul Luca 9. Nu știți de ce du sunteți însuflețiți. Spune, aveți grijă, nu știți de ce du sunteți însuflețiți. Asta nu a fost de la Domnul. Oameni mântuiți se poate să poți să spun așa? Uitați, -vă, vă dau un alt exemplu. Matei, Matei Petru, mă scuzați, cartea Matei 16, de la 22 și 23. La fel, Petru se supără și Doamne, să te ferească cumva, să te ferească Dumnezeu să pățești tu ceva, să mor tu, să te ferească tu, trebuie. Și acum uitați-vă ce spune Domnul. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și versetul următor, Vesetul următor, dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, satană. tu ești o piatră de potinire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile, gânduri ale oamenilor. Tu ești influențat. La fel dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, uh, Iuda, Iuda a fost influențat de cel rău și el nu s-a oprit, a lăsat influența mai departe și mai departe până diavolul l-a... la ocupat. Un alt lucru pe care vreau să l observăm când vine mine vorba de duhuri că pot fi scoase afară din om. Din cuvântul lui Dumnezeu, din pasajele pe care le avem, observăm că duhurile pot fi scoase pot fi scoase afară din om. Vreau să vă citesc două versete. Luca 9. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi a zis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. E Dumnezeu a dat autoritatea aceasta ucenicilor săi, apostolilor și apoi, uitați-vă în Scriptură, este perpetuată slujitorilor și așa mai departe. Autoritatea asta de a face. Acum, noi adevărat, toți suntem preoți, dar trebuie să fim cu mare băgare de seamă, mă refer mai ales vorbind de bărbați, dar trebuie să fim cu mare băgare de seamă dacă Dumnezeu ne-a dat autoritatea asta să facem lucrarea aceasta. Nu toți au autoritatea aceasta de a, de a porunci, de a se răzbui cu uh, demoni și cu duri. Găsim din Sfânta Scriptură și timpul nu mai permite să intru în detalii, dar dumneavoastră puteți observa lucrul acesta. Deci ne-am uitat la ce trebuie să știm despre durile necurate. Am spus că sunt multe, sunt organizate, preferă să stea într-un trup, influențează chiar și pe cei mântuiți, îi pot influența, îi pot duce în eroare și... Slavă Domnului că pot fi scoase din om, Dumnezeu ne-a dat nouă autoritate, ne dă autoritate în numele Lui, de asta e foarte important să punem numele Lui, de asta e foarte important și noi ca slujitori, de exemplu eu, foarte, foarte rar pot, pot să număr pe degetele de la o mână când a fost nevoit să fac rugăciune cu un delem singur. Singur, a fost... De cele mai multe ori am cotat să fie încă cineva cu mine. Odată pentru precauție, odată pentru... Sunt mai mulți factori care țin acolo, odată Precauți în sensul că doi se învoiesc. Scriptura Domnul a trimis către doi. Acolo spuneți: Chemați prezbiterii bisericii. Întotdeauna e pluralul, nu unul singur. Dacă Domnul vinde că suntem doi. Nu și-a unul singur, domnul cu mine. Eu m am rugat și Domnul vindecat. Suntem doi. Domnul ne-a ascultat pe amândoi. Sau Domnul a făcut lucrările așa mai departe. Uh, și întotdeauna am căutat să fac lucrarea aceasta în numele Domnului Isus Hristos și căutăm să o facem în numele Domnului Isus Hristos. Cum se manifestă un om îndrăcit? Câteva lucruri legate de cum se manifestă un om îndrăcit. Că e foarte important să vedem simptomele astea la un om îndrăcit. Caută să se izoleze de alți oameni. Și aici, în pasajul nostru, vedem pe îndrăcitul acesta care locuiește în morminte, nu în într-o casă normală. Normal, noi fugim de morminte. Nu, no, nu am auzit pe cineva să-ți placă să te plimbi în cimitir. Cât o fi de frumos. Țin minte că la un moment dat am fost în Italia într-o vizită la ceva frat și uh, eu pleca ei la lucru. Vă dați seama că nu stă omul numai după tine. Eu aveam avionul luna sau... Și zice, auzi, tu rămâi aici și odinește de până venim noi. Eu mă uitat pe geam și s-a părut că văd un parc. Zice, Doamne, ce parc frumos în față. Când m-a dus, era un cimitir. Nina, știu că e cimitir, eu când am văzut, era tot pus la punct, era frumos, Tot în fine, nu, mult, mult diferit de ce avem noi, nici nu se compara. Dar eu m-am plimbat, m-am plimbat un pic, mi s-a părut că e ca într-un parc, dar nu m-a simțit confortabil. Cât au fost el, câte multe flori au fost, câte pomișori și băncuțe, tot nu m-a simțit. Mai bine m-am dus pe betoane și m-am plimbat, nu m-a simțit confortabil. Nu cred că te simți confortabil să te plimbi într-un cimitir. Ok, poate ai pe cineva drag și vrei să stai acolo în câteva momente, dar nu-i confortabil. Uh, uh, Omul acesta fuge de alți oameni, se izolează de alți oameni. Și simptoma asta o putem observa, poate nu atât de agresiv, agresiv, dar ne putem da seama când un om este influențat de ce rău, se izolează de semeni, fuge de semeni, se închide, uh, încearcă să, să se debaraseze de oricine. Acolo e influ influență demonică. Apoi, uh, cum se manifestă în îndrăcit? Spuneam că se izolează, se separă de oameni. Omul îndrăcit este foarte puternic. Sunt cazuri când s-a dovedit poate o, o tânără firavă și când frații s-au rugat pentru ea și a pus mâinile o forță extraordinară de a da cu ei și a tântit. Știți dar cum mă, că e o mână de om, cum poate așa? Așa și în pasajul nostru spune că omul acesta are o putere fizică neobișnuit de mare, este legat la mâini cu cătușe, cu obezi, la picioare, le rupea și făcea uh, lucruri groasnice. O putere foarte mare. Apoi își face rău lui însuși. Nu numai că se izolează, nu numai că are putere, te și miri, de asta trebuie mare precauție, mare atenție ce poate să facă un om din acesta. Nu e așa simplu. Nu ne ducem în gura lupului, așa, noi, ca a, oamenii neștiutori. Știm că acolo e vorba de influență demonică. Dar spuneam că își face rău lui însuși. Și oamenii aceștia posedați, influențați de ce ca și cel din pasajul nostru, observăm că își fac, își fac rău. Spune că țipa, se tăia, își făcea rău, se, se lovia și așa mai departe. Marcu 5, 4 și 5. Apoi omul, omul care este influențat de ce rău caută să se sinucidă, să se omoare. Din nou vedem și în zilele noastre aceeași metodă pe care diavolul o aplică. Oameni care caută să-și pună capăt zilelor. Diavolul știe că dacă ți-ai luat viața, nu se mai poate face nimic. Dacă mai ești în viață și trăiești, te poți pocăi. Domnul te poate elibera. De asta el caută și induce pe oameni în, în direcția aceasta să-și ia viața, să se sinucidă. Ascultam pe un frate care zilele acestea vorbea de posedări și de influențele celui rău și spunea el simptome, legate de simptome. Nu numai că... Te face să te izolezi, te face să te rănești, te face să te gândești la suicid, la crimă și așa mai departe. Spunea el, zice, te dezbracă. Te dezbracă. Și pasajul nostru spune că un brat dezbrăcat. Și asta este adevărul. Oamenii care sunt influențați au și uh, înclinația asta, să omle cât mai dezgolit, să gânde cât mai, da, partea asta de, de modă, de uh, uh, a arăta ceva, a scoate în evidență ceva. Dacă cumva te gândești, mai, am tendința asta, gândește că poți să fii influențat. Asta nu vine de la Dumnezeu. De la Dumnezeu întotdeauna va veni pioșenia, eleganța, sub, să fii sobru, să fii serios, să fii omul lui Dumnezeu. Acum nimeni nu contestă, ești vara, ești undeva, lucrezi. Sunt contexte și contexte. Dar înțelegeți dumneavoastră la ce fac eu referire și ne rugăm Domnul să ne dea înțelepciune să ne comportăm ca atare. Apoi, Caută să se omoare și apoi un alt lucru pe care vreau să-l observăm. Se ferește de oamenii credincioși. Un om care este posedat, influențat de ceră, se, va de, se va feri de medii uh, cu oameni credincioși. Nu suportă să vină la biserică, nu suportă să fie între oameni credincioși, sunt tulburați, sunt neliniștiți. Noi chiar am avut aici o situație cu o mamă cu, mamă cu băiatul ei care mi-a spus, frate, nu mai pot să-mi aduc, nu e, nu e dintre noi, nu mai pot să vin cu el, nu vrea să mai vină, Zice, După fiecare slujbă de biserică zice când până ajung la biserică o zi două e tulburat maxim nici medicamentele nu -și, mai fac, uh, 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 nu și mai fac efectul dar zice după ce vine la biserică se simte mai bine o zi două și după aia iară se simte la fel de rău nu suportă atmosfera aceasta bisericească dule necurate dar noi ne rugăm domnul când vin oameni în biserică care sunt posedați, Domnul să-i elibereze, Domnul să aducă vindecare și ne rugăm Domnul să facă lucrul acesta. Credincioșii caută părtășia, caută comuniunea, caută să fim împreună. Asta căutăm noi. Cei, cei care nu-L au pe Domnul caută altceva. Și încheiem în seara aceasta învățând cum ne putem apăra de duhurile rele. Am văzut cum se manifestă ele, am văzut felul în care lucrează și vrem să vedem cum ne putem Apărat de duhurile rele ca să uh, se vadă minunea lui Dumnezeu în viața noastră. Noi trebuie să ne apărăm. Ține de noi. Diavolul ne va ataca, dar noi trebuie să ne apărăm. Ceasul mai devreme și unul de sub punct. Luați toată armura. Vrei să te aperi? Ia armura Duhului Sfânt. Echipează-te cu armura Duhului Sfânt. Nu vei putea și nu vom putea să în, stăm în picioare doar dacă suntem echipați cu toată armura Duhului Sfânt. FSN 6 Când te lași descoperit, diavolul te va ataca, indiferent cine ești, indiferent cine suntem. Haideți să ne uităm la câteva lucruri. Cum ne putem apăra? Eu mi-am notat așa, să am zis să nu glumim niciodată cu duhurile necurate. Să nu glumim. Ni aici, uitați-vă la Domnul Isus Hristos. Domnul nu, niciodată nu tratează așa în bășcălie, la glumă, lucrurile astea cu ce nici. Niciodată nu zice, ai hai să, hai să văd o ghicitoare, hai mă, fă și mie în cafea să văd, a, că ce poate să fie. Sunt și eu, țin minte, niște am vrut să zic frați, da, frați, ce să zic, că frați, acum domnul știe. O zis că ori dat telefon la ceva ghicitor din astea, nu știu cum, dai telefon să zică și ei au zis că să prezică, să... și au făcut mișto și o râs și m-au întrebat 6 la 49 să zică numere, să nu știu ce, făcut mișto. Și a zis, băi, dar nu-i te joacă, nu-i te joacă, poate ai nimerit pe un șarlatan din ăla care numai așa o pus și el să facă niște bani. Dar dacă e cineva care chiar are Duhul celui rău acolo. De fapt, cam toți se influențați de ce rău. Da? Și tu, tu, te joci cu asta. Nu-i de glumi, nu-i de joacă. Eram la școală, țin minte, eram copii la școală și erau nu știu ce jocuri cu cheie, cu chemat de morți, cu nu știu ce. Eram copii la școală, toți, asta Ai, stai aici. Eu știam învățat, eram de, de acasă. Dom'le, nici nu stau să văd. Nici nu stau să văd dacă cheia aia se mișcă, se învârte, dacă mortul răspunde, dacă nu știu Nu vreau să văd. Nu-i de glumit cu așa ceva. Nu-i de joacă. Hai să vă punem palmă să vezi acolo ce ce O, oh, linia nu știu care, o, oh, nu știu cum. Lucrurile astea nici măcar nu avem voie să ne glumim cu ele, să ne jucăm cu ele. Ferește-te de ele, fugi de ele, fugi de tot ce înseamnă ispitirea din partea celui rău. Că poate printr-o glumă, printr-o o lucrare din asta sensibilă, te poți trezi cu, cu alte probleme mult mai grave. Să nu lăsăm casa sufletului nostru goală. Spuneam, nu glumi, nu te juca, nu da nici o portiță nu deschide. Apoi nu lăsa casa sufletului tău goală. Luca 11, ce am citit. Goală? Cum goală? Păi Domnul te eliberează, dar dacă tu nu înțelegi că în fiecare zi trebuie să te umpli cu prezența Domnului, să te umpli cu Domnul, casa va fi goală, va rămâne goală și de diavolul atât așteaptă să fie casa goală, curată, să poată intra, să o poată stăpâni. Ține de noi! De asta spuneam că Vrem să ne apărăm. Ține de tine să-ți umpli casa. Credeți că degeaba spunem, haide și miercuri, haide și joi, haide și... Credeți degeaba spunem asta. Am putea să zicem nici suficient odată pe lună, ni suficient odată la nu știu cât timp. Dar nu e suficient. Casa rămâne goală și diavolul vine și o ocupă și o cucerește și va fi vai de sufletele noastre. De asta să nu ne fie niciodată greu, niciodată să nu zicem că e prea mult, niciodată să nu zicem de ce numai noi, ci să căutăm, să venim, niciodată nu va fi pierdere, întotdeauna va fi câștig, binecuvântat să fie numele Domnului. Să respingem orice ispită demonică, orice ofertă de păcat, orice negociere. Diavolul de multe ori vine și îți oferă ceva, dar e gratis, participă și tu, nu te costă nimic, ți-l ofer gratis. Niciun cadou care vine din partea celui rău nu e gratis. El ți-l oferă gratis, te, te va costa foarte mult oferta celui rău îmbrăcată în diferite forme. Na, las că nu-i nimic, am făcut asta, nu-i nimic, am făcut-o cealaltă. Nu se întâmplă nimic. Poate nu se întâmplă nimic, că diavolul e șmecher și te lasă. Te lasă să crezi că nu se întâmplă nimic, ca tu să-ți las garda jos. Să zici, de ce mai trebuie coiful ăsta, că așa de greu îmi stă cu el, lasă-l. De ce mai trebuie platoșa? De ce oare mai trebuie scutul? De ce să fac cu ele? N-am nevoie de ele. Că uită că doar e liber, e libertate, e bine. E pace, ne merge bine, nu se întâmplă nimic. Și diavolul atâta vrea să te lași cu garda jos ca să te poată, să te poată lovi. Spuneam, nu glumi cu lucrurile acestea, fi foarte serios, nu trata cu indiferență, nu lăsa casa sufletului goală, nu te lăsa niciodată descoperit, întotdeauna stai cu garda sus, cere protecția Domnului, respinge orice ispită din partea celor râi, orice ofertă, Orice lucru care vine din partea celorlalți, nu lăsa. Cât de mic pare, cât de banal pare, cât de, uh, nu știu, așa, e firav. Nu poate să-ți facă nimic. De acolo poate înflori, poate încolți și poate crește ceva care să te doboare, să te strice. Apoi, roagă și postește. E atât de importantă rugăciunea și postul. Uitați-vă că spune, sunt duhuri care nu iasă decât cu post și cu rugăciune. roagă -te și postește. Mă rog din toată inima, Domnul să ne ajute să fim oameni care ne rugăm, postim și ne îmbrăcăm cu toată armura Duhului. Frați și surori, iubite biserica, astea nu sunt teorii. Poate pentru unii care tratează Biblia ca pe o carte istorică, ca pe ceva frumos și vorbesc doar atât. Sunt oameni unii care prezintă și vorbesc doar atât. Să fii bun, să iubești pe oameni, să fii nu știu cum. Fraților, surorilor, nu e doar despre, vorba doar despre asta. Nu e doar despre atât. Lucrurile sunt mult mai complexe, mult mai ample, mult mai, mai, mai grave dacă ne lăsăm descoperiți și ne lăsăm cu garda jos. Haideți să ne ridicăm și vreau să ne rugăm. Vreau să ne rugăm înaintea Domnului. Vreau să ne rugăm. Am văzut ce trebuie să știm când vine vorba de duhurile necurate. Nu, mai repet. Am văzut cum se manifestă un om îndrăcit. Simptomele astea și altele le putem observa la oamenii de lângă, uneori poate la noi, că și noi am fost influențați. Am vrut să ne izolăm, am vrut să căutăm. Ni s-a părut că. Mai bine plecăm din lumea asta. Nu, nu, nu are rost de ața aceasta. Și așa mai departe. Toate acestea sunt influențe din partea celui rău. Dar cel mai important este să știm cum să ne apărăm. Și pentru asta vreau să ne rugăm. Să spune, Doamne, ajută-mă să fiu serios când vine vorba de lupta aceasta. Doamne, nu mă lăsa să mă lupt cu oamenii, cu, păreri, cu așa mai departe. Doamne, nu asta contează. Ajută-mă să am în vedere lupta aceea spirituală. Doamne, nu mă lăsa să fiu cu garda jos, cu casa descoperită, cu casa goală, pentru care Tu ai plătit un preț așa de scump. Ai venit, mai curățit-o, ai, curățit ai salvat-o în sângele Tău. Doamne, nu mă lăsa să rămân descoperit. Nu mă lăsa să negociez nici cea mai mică Uh, nu știu, cel mai mic cadou pe care diavolul mi-l poate oferi. Nu mă lăsa, Doamne, și Dumnezeu să lase înțelepciune peste noi, să știm, să postim, să ne rugăm și apoi spuneam să avem întotdeauna echipamentul Duhului Sfânt peste noi și peste viața noastră. Ne rugăm, mulțumim Domnului pentru seara aceasta, cerem călăuzire mai departe și biruință în luptă. Biruință în luptă. Iisus Hristos este Cel ce merge înaintea noastră, ne conduce. Nu vă fie frică, nu vă fie teamă, mergeți cu El, dar mergeți ascultând de El ascultând de voia Lui, de planul Lui, de, de, strategia pe care El o are. Nu vă lăsați influențați de oameni care ne spun că lupta asta e atât de ușoară, nu mai trebuie să zici ceva și se rezolvă. Nu se rezolvă lucrurile atât de simplu. Doamne, dă-ne înțelepciune! Haideți să ne rugăm și să ne rugăm și pentru cei în suferință, să ne rugăm și pentru cei bolnavi, să ne rugăm și pentru zilele ce urmează. Dumnezeu să lase har și îndurare peste noi toți. Amin.